Trebuie să intrăm cu o informație de breaking news, doamnelor și domnilor. Cel puțin doi oameni au murit în urma unui grav accident rutier care a dus la declanșarea codului roșu de salvare în județul Iași. Toate ambulanțele disponibile au fost trimise în Târgu Frumos, unde un autoturism și un autocar în care se aflau 15 persoane s-au ciocnit puternic. La fața locului au fost trimise de asemenea echipaje de poliție, criminaliști, descarcerare. Doamna Silvia Bolohan, purtător de cuvânt al ISU Iași, se află în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, doamna Bolohan! Bună ziua! Care sunt informațiile pe care le aveți? Da, la nivelul județului Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a activat planul roșu în urma producerii unui accident pe raza localității Sârca, comuna Bălțați. A avut loc un accident între un autocar și un autoturism. Din primele date pe care le avem de la echipajele aflate la fața locului, în autocar sunt 14 persoane, din care una necesită îngrijiri medicale, dar este în stare de conștiență. Și avem o persoană care prezintă leziuni incompatibile cu viața, un ocupant a unui autoturism. Vom reveni cu date imediat ce intervenția se va finaliza. Ce vă putem spune este că sunt patru ambulanțe, o autospecială de transport victime multiple, descarcerarea și o autospecială de stingere la fața locului și suplimentăm forțele pe măsură ce este nevoie. Bună ziua. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Bolohan, pentru aceste informații. Așadar, doamnelor și domnilor, cod roșu de intervenție pentru acest accident extrem de grav. Revenim cu informațiile, o scurtă pauză de publicitate.